Salut, Capricorn! Voi face citirea pentru perioada 16 martie-31 martie. Este o perioadă destul de agitată, da? Avem conjuncțiile Venus cu Saturn, dar și deci Venus, da, Vărsător, în pești, scuzați-mă, în pești, și soarele tot în pești, unde face conjuncție cu Neptun, o energie foarte puternică în pești, un stelium, și bineînțeles avem și echinocțiul de primăvară, soarele face ingresul în Berbec pe 20 martie la ora 5 ora Bucureștiului și lună plină și o eclipsă de lună în 25 martie nu este vizibilă de la noi din țară, ea se perfectează dimineața. Deci acestea ar fi mari principalele aspecte. Avem opoziții, cuadraturi, luna fiind în opoziție cu toate celelalte planete. Veți primi toate aspectele la horoscop. Acum să vedem ce arată tarotul pentru voi, Capricornii, pe domenii de viață. Și iată, un rege de cupe. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în Scorpion, un bărbat care își arată sentimentele, sensibilitatea, romantismul, un bărbat care știe că poate să-și arate bunăvoința față de voi și voi aveți interesul ca acest personaj să-și arate bunăvoința față de Capricorn, dar este bine să țineți cont că dacă este rănit, este o persoană totuși foarte sensibilă care se rănește ușor și atunci vă puteți trezi cu o persoană care vrea să se răzbune. Deci trebuie să fiți atenți în aceste relații cu acest rege de cupe. Să vorbim despre voi. Voi sunteți foarte preocupați de casă, de cămin. Aveți aici un patru de bâte. Este foarte important pentru voi să cumpărați o casă, să achiziționați o casă, să schimbați ceva. Este un aspect benefic, 4 de bâte, deci arată o rezolvare din punct de vedere al căminului, al familiei. Fericirea pentru voi este magicianul, să vă atingeți un scop. Deci am putea spune că voi vă urmăriți un scop, vi l-ați fixat foarte bine, vă folosiți mentalul, ideile, gândirea, sensibilitatea, sentimentele, emoțiile, relațiile, comunicarea, creativitatea, energia, vitalitatea, tot de ceea ce dispuneți, plus bagheta magică, care poate să vă ajute să manipulați situații sau persoane pentru a vă atinge scopul pe care vi l-ați fixat. Magicianul. 6 de spade arată că legat de cunoaștere, studii, călătorii, voi vă doriți o schimbare, dar această schimbare vreți să vă ducă spre ape liniștite, spre calm, armonie, înțelegere. În schimb, locul de resursele, bunurile materiale, locul de muncă, cariera. În ceea ce privește resursele voastre, bunurile pe care le-ați acumulat, totul este ținut sub control. Țineți la fiecare bănuț. Știți că fiecare bănuț are rolul lui, deci trebuie folosit cât mai rațional. Acesta este un patru de monede, acel moment în care voi depuneți eforturi pentru a folosi acești bănuți, să vă acoperiți datoriile, să faceți anumite plăți, dar să vă rămână și vouă ceva bani. Deci este o gândire, cum să spun,
o concentrare pe folosirea acestor bănuți. Astfel de bâte arată un început nou la locul de muncă, fie că începeți ceva, un proiect nou sau legat de sănătate. Unii dintre voi, poate legat de sănătate, începeți ceva nou și acest lucru vă dă o stare de bine. Deci o relație nouă, călătorie, energii noi, vitalitate, un as de bâte. Șasele de cupe arată sensibilitatea voastră, emoțiile pe care le aveți legat de carieră. S-ar părea că în dorința voastră de a vă atinge menirea atât pe plan social, pe plan profesional sau familiar, voi o să întâlniți, o să revedeți o persoană din trecut. Această reîntâlnire este sentimentală, poate să aducă bucurie, dar în același timp poate să vă aducă și o stare de atenție, de a obține echilibru. 6 de cupe. Și iată, vorbim de relație, de comunicare, de contracte, asocieri, procese, de relații. Avem aici un 2 de cupe. 2 de cupe arată că voi vreți să vă înțelegeți, să vă împăcați până la urmă cu cineva, astfel încât să ajungeți la armonie. Adică să cedați ceva, să cedezi celălalt, astfel încât să ajungeți la armonie, la înțelegere, la calm, să fie un aspect foarte benefic pentru toți. În ceea ce privește un contract, o asociere, un proces, o căsătorie, voi sunteți eremitul. Știți că trebuie parcă să ascundeți părerile voastre, fiindcă acest eremit niciodată nu își va spune ideile, concepțiile în fața celorlalți, va prefera să tacă și să lase pe ceilalți să vorbească și el să-și continue drumul, să se protejeze, fiindcă el are această lumină care este intuiția lui, să vadă prăpastia în întuneric, dar să și simtă pe unde calcă cu acest baston, să se protejeze. Deci acesta ar fi eremitul. Deci voi veți încerca să cunoașteți toate punctele de vedere legate de un contract, de o asociere, de un proces sau poate de căsătorie. În schimb, în relația cu prietenii, cu protectorii asociației profesionale, aveți moartea, deci ceva se va încheia. Fie o colaborare cu prieteni, o colaborare cu un protector, o colaborare cu asociație, o relație pe care o aveți cu asociație profesională, veți ieși din această asociație și veți prefera să așteptați o perioadă de timp până când apare schimbarea în viața voastră și totul se încheie, de fapt, după un drum lung, dificil pe care l-ați avut. Asta arată moartea, deci nu v-a fost ușor, dar ați ajuns la capăt de drum. De acum încolo va intra altceva în viața voastră. Familie, cămin, schimbare, transformare și karma voastră. Iată că în familie, în cămin, relațiile cu partenerul de viață, relațiile cu un părinte, va duce un rege de spade. Vorbim de un bărbat în vârstă, un bărbat care are ascendent zodie învărsător, dar este un bărbat care își permite din poziția pe care o are să emită niște principii, să emită niște legalități, să vă atragă atenția asupra unor lucruri. Este o persoană foarte rece, o persoană mentală, o persoană care vine, dispare. Deci, el preferă întotdeauna singurătatea, nu stă să-și bată capul prea mult cu voi. Poate fi un partener de viață sau un părinte, un frate mai mare. În schimb, legat de schimbare, transformare, apare 6 de monede. Este generozitatea.
voi puteți oferi celorlalți, dar și ceilalți să vă ofere vouă. Adică nu veți mai accepta situația în care numai voi să oferiți, iar ceilalți să nu vă ofere nimic. Este ca un fel de schimb, generozitate. Ești generos cu mine, sunt generos cu tine, generos cu altcineva. Deci poate să fie și o schimbare de situație, adică această generozitate să vină pentru schimbarea unei situații. Și optul de spade vine în poziția sacrificiului, fiindcă aici voi gândiți-vă că este o casă a 12-a, o casă karmică, unde voi s-ar putea să primiți un răspuns, dar sunteți blocat în fața acestui răspuns, nu știți ce să faceți, nu știți ce aveți de făcut, dar totuși acest 8 de spade arată că este bine să vă eliberați de tot ceea ce vă blochează gândirea, mentalul, și veți găsi aceste soluții, fiindcă această femeie are în față drumul liber, de aceea poate să-și continue drumul. Aceasta a fost citirea pentru voi. Țineți cont de faptul că aveți magicianul în casa fericirii, deci fericirea depinde de voi. Să vă atingeți un scop, asta înseamnă fericirea voastră. Aveți aici eremitul în poziția contractelor, asocierilor, proceselor, căsătoriei, și moartea în poziția relațiilor cu prieteni, protectori, asociații profesionale. Aceasta a fost citirea pentru voi. Eu vă doresc numai bine. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă ajută aceste citiri, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!